Satul Daia de Mureș, locuit cândva de sași transilvaneni, este astăzi în paragină. Tineri entuziaști organizează strângeri de fonduri pentru refacerea zonei. O poveste despre trecutul și viitorul satelor săsești la Dosar România. Un bibliotecar dintr-o comună din România și-a propus să devină mai mult decât un gestionar al unor volume. A coborât din lumea cărților și s-a implicat în viața comunității. De ce este Nea Ghiță un reper în satul său, aflați duminică la Dosar România, la TVR1.